Vă reamintesc că seara aceasta este și despre a dărui și despre iubire. Și așa cum spuneam și la începutul acestui spectacol, în hol sunt expuse niște lucrări ale unor copii minunați. E vorba de Marco, e vorba de Alexandra, de Bianca și de Brânușa. Copii speciali care au creat pentru noi și noi avem posibilitatea astăzi să le cumpărăm creații. Acum, înainte să invit invitatul, să-l poftesc pe invitatul surpriză în scenă, o să vreau să mulțumesc și invitațiilor noștri de seamă. Eu consider că Organizația Municipală Social-Democrată din Piatra Neamț, astăzi împreună cu mine, îi avem invitați pe toți acești oaspeți deosebiți. Și o să încep, așa cum se cuvine, cu doamnele. Mai întâi, doamna Madalina Ciobotaru, care este doamna președinta Partidului de România. Doamna Olga Nistor, care este colega noastră și este consilier județean. Domnul președinte a Consiliului Județean, doamna Saftei. Domnul vicepreședinte Dragoș Tupic. Domnul vicepreședinte Adrian Codoraru. Domnul deputat Remus Simitanu. Vreau să-i întâlnim. Domnul președinte, el vine tocmai de la gura Bucurului și este vorba despre prietenul meu și al nostru, al tuturor, Alexandru Brădățână. Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație. Să știți că este o bucurie pentru mine ca în această seară, în prag de fiu în mijlocul dumneavoastră cu colindul meu, dar și cu cântecul pe care îl port în suflet și îl duc mai departe așa spre bucuria dumneavoastră. Și mă bucur că iată în această seară sunt la Piatra Neamț. Vreau să-i mulțumesc domnului prefect pentru invitație, dorindu-i atât dumnealui cât și tuturor celor care iată îl înconjoară ca în noul an să dobândească tot ceea ce își doresc. Și dumneavoastră la fel. Și acum, pentru că mai sunt câteva zile până la Crăciun, doar atât vă întreb. Primiți și colinda mea de la humor? Da!